Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tată și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și adună-ne dintre neamurile păgâne, ca să preamărim numele Tău cel Sfânt și să ne mândrim lăudându-Te pe Tine. Iubiți credincioși, și astăzi am venit cu toți la Domnul, am venit cu bucurie, așa cum am cântat cu toții la început, să-L preamărim pe Tatăl al nostru Creator. Să aducem jertfa de laudă și de mulțumire pentru mântuirea pe care Mântuitorul ne-a obținut-o prin jertfa sa pe cruce. Ne dispunem inimile acum la început pentru ca, având sufletul curat, să beneficiem din plin de harul pe care ne-l dă Domnul. De aceea spunem, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te adorăm cu suflet neîmpărțit și să iubim pe toți oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am cunoscut și te-am pus profet pentru popoare. Dar tu încinge-ți coapsele, ridică-te și spune-le tot ce ți voi porunci. Nu te înspăimânta dinaintea lor, ca să nu te fac eu să te înspăimânți dinaintea lor. Iată, eu te pun astăzi ca o cetate întărită, ca un stâlp de fier și ca niște ziduri de bronz împotriva întregii țări, împotriva regilor lui Iuda și a căpeteniilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor putea să te învingă, căci eu sunt cu tine, oracolul Domnului, ca să te scap. Cuvântul Domnului. Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea și mântuirea ta. Făcut de rușine, în dreptatea ta eliberează-mă și apără-mă, pleacă-ți urechea spre mine și mântuiește-mă. Să merg ca să mă mântuiești, pentru că numai tu ești stânca mea și cetatea mea de apărare. Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celor fără de lege. Sprijin din sânul mamei mele, încă din sânul mamei mele tu ai fost ocrotitorul meu. Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea și mântuirea ta. Chiar dacă numărul lor nu-l cunosc, Dumnezeule, m-a învățat din tinerețe, iar eu fac cunoscute și acum minunile tale. Acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților,
voind să fiți zeloși față de darurile cele mai bune, și eu vă voi arăta o cale și mai minunată. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința și dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă tot ce am, aș da ca hrană săracilor. Și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Iubirea este îndelung răbdătoare. Iubirea este binevoitoare. Nu este invidioasă. Iubirea nu se laudă, nu se umflă. Ea nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată. Profețiile vor dispărea, limbile vor înceta. Știința se va sfârși, căci noi cunoaștem în parte și profețim în parte, însă când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit bărbat, m-am lăsat de cele copilărești. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Cuvântul Domnului. M-a trimis să proclam celor captive eliberarea, spune Domnul. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a început să le vorbească celor din sinagogă. Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre. Toți dădeau mărturie în favoarea lui și se mirau de cuvintele de har care ieșeau din gura lui și spuneau: nu este acesta fiul lui Iosif? Dar el le-a spus: fără îndoială, îmi veți zice parabola aceasta: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Cafarnaum, fă și aici, în patria ta. Adevăr vă spun,
că niciun profet nu este acceptat în patria sa. Și adevărat vă spun că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de 3 ani și 6 luni, încât s-a făcut mare foamete în toată țara. Dar Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe timpul profetului Eliseu, dar nimeni dintre ei n-a fost curățat, decât doar Naaman, sirianul. Auzind acestea, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie. Ridicându-se, l-au scos din cetate și l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina pe care era construită cetatea lor, ca să-l arunce de acolo. Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, cu siguranță că multora dintre noi ni s-a întâmplat cel puțin o dată să punem telefonul mobil la încărcat, eventual peste noapte, și să ne trezim dimineață cu el tot descărcat, ba chiar mai descărcat decât atunci când l-am pus la încărcare. Fie nu am potrivit cum trebuie cablul, fie eventual priza în care am introdus încărcătorul nu avea curent. Dacă ni s-a întâmplat incidentul acesta, s-a rezolvat mai devreme sau mai târziu. Și cu siguranță că în fiecare zi avem grijă să avem energia necesară la telefonul mobil pentru ca să ținem contactul cu cei dragi, ca să navigăm pe internet sau știu ce altceva. Este o grijă, un lucru pe care rar ni se întâmplă să-l uităm. Avem grijă să nu rămânem fără energie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, vedeți, de fapt, în fiecare duminică, venind la Sfânta Liturghie, nu facem altceva decât să venim să ne încărcăm de energie viața noastră spirituală, pe care să o consumăm pe parcursul unei săptămâni. Și aș dori să vă indic energia pe care ne-o oferă cuvântul lui Dumnezeu de astăzi, care să ne fie de folos pe parcursul săptămânii pe care o începem astăzi, cu duminica aceasta, a patra din timpul de peste an. Timpul se scurge foarte repede. Iată, suntem la începutul lunii februarie. Parcă mai ieri ne pregăteam cu emoții de sărbătoarea Crăciunului, care și ea a trecut foarte repede. Ieri, în sărbătoarea prezentării la templu, a întâmpinării Domnului, ceremonia binecuvântării lumânărilor ne-a adus aminte că au trecut deja 40 de zile de la nașterea Domnului și s-a sărbătorit în ambele biserici întâmpinarea Domnului, intrarea Domnului în templu, împlinirea legii lui Moise, care prevedea ca întâiul născut să fie răscumpărat de la Domnul, pentru că, conform legii, primul născut de parte bărbătească îi aparținea lui Dumnezeu. Așadar, iată-ne în cea de-a patra duminică din timpul de peste an. Am început ciclul acestui timp care pas cu pas ne introduce în profunzimea misterului lui Hristos, pe care îl celebrăm într-un întreg an liturgic, de la prima duminică din Advent și până în ultima sărbătoare din anul bisericesc, care este sărbătoarea Hristos, Regele Universului. Duminica trecută l-am lăsat pe Mântuitorul în sinagoga din satul său, din Nazaret, și am văzut că fragmentul evanghelic de astăzi reia o frază, acolo unde spune că Mântuitorul, luând cartea și dând-o,
slujitorului rostește următoarele cuvinte. Astăzi, aceste cuvinte ale Scripturii s-au împlinit. Și Evanghelia de astăzi ne prezintă atitudinea contrastantă a connaționalilor, a concetățenilor lui Iisus. Au început să vocifereze, o atitudine care denota invidia lor. Nu este acesta fiul lui Iosif, tâmplarul? De unde are el această înțelepciune, această pricepere? Și simțind Mântuitorul dincolo de această atitudine, o atitudine mult mai profundă de lipsă, de credință, de invidie, le anticipă nouă gândirea și le spune cu siguranță, îmi veți aminti acea parabolă, doctore, vindecă-te pe tine însuți, fă și la noi minunile pe care am auzit că le-ai făcut în altă parte. Îl provoacă într-un fel pe care Mântuitorul îl respinge. Și atunci le aduce aminte cu greutate de atitudinea lor și le amintește de pasajele din Scriptură pe care le cunoșteau și ei, profetul Ilie cu văduva și profetul Eliseu cu Naaman sirianul, niște străini de poporul lui Dumnezeu, dar care, iată, datorită deschiderilor, datorită credinței lor, au primit har de la Dumnezeu, ceea ce nu se va întâmpla cu concetățenii lui Iisus. Știm din alt pasaj al Evangheliei că Mântuitorul n-a putut să facă acolo, în locurile sale natale, mari minuni, pentru că le lipsea acestora credința. Nu aveau deschiderea, disponibilitatea acelei văduve din Sarepta Sidonului sau a acelui Naaman, sirianul, pe care Mântuitorul, iată, li-l aduc, exemple pe care Mântuitorul le aduce în atenția lor și care îi înfurie. Spune Evanghelistul că îndată l-au înșfăcat pe Iisus, l-au scos afară din sinagogă și l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina unde se afla localitatea lor, vrând să-l arunce. Ce contrast! De la entuziasmul acela care nu scoate cuvinte de admirație de pe buzele connaționalilor, concetățenilor săi, la dorința de a-l elimina într-un mod destul de brutal. Spuneam energia pe care să o luăm din cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Am auzit la prima lectură un fragment din profetul Ieremia care aduce aminte profetului de vocația sa. Spune că a fost cuvântul lui Dumnezeu către el și i-a spus, dinainte de a te naște, eu te-am ales deja. Încă din sânul mamei tale te-am consacrat. Te-am ales să fii un profet, de aceea trebuie să fii cu curaj, să ai încredere, să spui adevărul în ciuda împotrivirilor. Și lucrul acesta l-am văzut la Mântuitorul în Evanghelie. Cu curaj a spus adevărul, chiar dacă adevărul l-a costat atitudinea pe care a primit-o din partea alor săi. Și gândul acesta ne încurajează și pe noi, pentru că ne dăm seama că la rândul nostru facem parte din planul din veșnicie al lui Dumnezeu. Nu suntem la întâmplare în viața aceasta. Încă de a ne naște, încă din sânul mamei noastre, Dumnezeu ne-a ales, ne-a consacrat, ne-a chemat la viață și la o misiune în această viață, pe care zi de zi, de copii până la adulți, trebuie să o descoperim și să o împlinim în viața noastră. Așadar, iată, 30% din energia de care avem nevoie pentru săptămâna aceasta. Nu suntem la întâmplare. Dumnezeu, în planul Său, ne-a inclus pe fiecare dintre noi. Și ce măreț lucru să știi că faci parte din planul unui asemenea proiectant. Apoi, la Evanghelie, iată, învățăm de la Mântuitorul așadar această atitudine fermă în fața adevărului, chiar dacă costă. Suntem chemați nu să facem lucrurile politic corect, ci să slujim
adevărul și dreptatea, asemenea Mântuitorului, chiar dacă uneori ne costă o atitudine de împotrivire din partea celor cărora suntem chemați să le vorbim, să le mărturisim credința noastră prin cuvânt și prin faptă. Și apoi, la lectura a doua de astăzi, am ascultat un fragment bine cunoscut, aș spune arhicunoscut, mai ales celor care stau în umbra orgii, corul Juvenes Ecclesiae, care astăzi ne încântă cu vocile lor, pentru că este fragmentul care se citește aproape de fiecare dată atunci când se celebrează o cununie și ei sunt martori de acum sătui de atâtea cununii la care au cântat, astfel încât s-ar putea ca acest cuvânt să nu le mai spună nimic, dar nu numai lor, ci și nouă, cum se întâmplă de altfel de multe ori cu cuvântul lui Dumnezeu. Am plecat de acasă și în loc să lăsăm grijile și preocupările acasă, le-am luat cu noi și le purtăm cu noi în biserică și ne trezim eventual la sfârșitul liturghiei că nu ne mai dăm seama despre ce a fost vorba la cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Și rămânem cu telefonul descărcat, cu viața spirituală la 0%. De ce este nevoie de fiecare dată să ne concentrăm atenția, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu, care mereu este proaspăt, mereu are ceva nou de spus. De aceea trebuie să-l trecem prin filtrul sufletului nostru, nu să ne intre pe ureche și pe cealaltă să iasă la fel de repede sau mai repede cum a intrat. Așadar, atenție mare, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari, pentru cei care cântă și pentru cei care ascultă. Obișnuința este dușmanul vieții noastre spirituale. Avem senzația că știm deja totul, pentru că am auzit de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul la rândul său știe că noi credem că știm și de aceea ne ispitește de fiecare dată să manifestăm lipsă de interes față de cuvântul lui Dumnezeu, care este un cuvânt viu, pătrunzător, mai ceva ca o sabie cu două tăișuri. Și spuneam, cea de-a doua lectură ne aduce în atenție acest fragment binecunoscut sub numele de imnul dragostei, imnul iubirii, din scrisoarea Sfântului Apostol Paul, prima către Corinteni, iubirea. Și ce bine ar fi ca mirii, cei care sunt primii neatenți de cele mai multe ori la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că și ei se gândesc la ce urmează după, ce bine ar fi ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care vorbește despre iubire să nu rămână doar acolo înregistrat în niște fotografii sau într-o bandă magnetică sau știu eu pe ce alt suport, care oricum va fi lăsat într-un colț și rar va fi readus în atenție. Ce bine ar fi ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne răscolească de fiecare dată și să ne aducă prospețimea și energia de care avem nevoie. Sfântul Apostol Paul personalizează iubirea și spune că iubirea este, nu este invidioasă, nu se laudă, nu se umflă, nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Dar haideți să ne transpunem noi în această iubire. Noi, fiecare dintre noi, suntem îndelung răbdători, suntem binevoitori, nu suntem invidioși, nu ne lăudăm, nu ne umflăm, nu ne purtăm necuvincios, nu căutăm ale noastre, nu ne mâniem, nu ținem cont de răul primit, nu ne bucurăm de nedreptate, ci ne bucurăm de adevăr. Toate le suportăm, toate le credem, toate le sperăm, toate le îndurăm. Iubirea nu încetează niciodată. Și acest lucru poate deveni o realitate efectivă în viața noastră prin puterea pe care ne-o dă Harul lui Hristos, pe care îl primim, îl putem primi, dacă ne deschidem, ori de câte ori participăm la jertfa Sfintei Liturghii, la această întâlnire duminicală a noastră cu Hristos, la care, cum spuneam și altădată, este foarte important să nu întârziem, să venim la timp, din respect față de Cel care ne așteaptă, din respect
față de cel care nu a întârziat să-și dea viața pe cruce, ci a făcut-o repede, cu tot curajul și cu toată iubirea față de noi toți. Iată energia pe care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu de astăzi, conectându-ne corespunzător la sursa energiei inepuizabilă, ieftină, gratuită, care este Hristos. Cu siguranță vom avea forța necesară pentru a funcționa la parametrii maximi pe tot parcursul săptămânii. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, Dumnezeu și-a trimis întotdeauna profeții Săi în lume pentru a descoperi tuturor planul Său de mântuire. Să-I cerem în rugăciunea noastră să ne facă și pe noi semănători ai speranței. Să ne rugăm spunând, Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Pentru ca Sfânta Biserică să fie în lume prin puterea care vine de la Domnul, o permanentă pavăsă în fața ceea ce este rău, precum și sprijin pentru cei care săvârșesc binele, să ne rugăm. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Pentru ca aceia care suferă de pe urma vestirii Evangheliei să accepte suferința ca semn de autenticitate și izvor de rodnicie al misiunii lor, să ne rugăm. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Pentru ca generațiile tinere ispitite de indiferență religioasă sau apostazie să se îndrepte spre acela pe care l-a trimis Dumnezeu, să ne rugăm. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Pentru ca noi, cei prezenți la Sfânta Liturghie, să reînnoim spiritul celebrărilor noastre euharistice, pentru a face din ele un aliment mai fecund de viață spirituală și de iubire fraternă, să ne rugăm. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Pentru ca toți cei care au murit pentru că L-au vestit pe Hristos, să fie primiți la banchetul Tău ceresc, să ne rugăm. Părinte, fă-ne martorii iubirii Tale. Doamne, Dumnezeul speranței și al bucuriei, menține mereu trează conștiința noastră creștină, pentru ca Biserica Ta să fie într-adevăr în lume un popor de profeți. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Purtați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, noi aducem pe altarul Tău darurile slujirii noastre. Primește-le cu bunătate, Te rugăm, și transformă-le în sacramentul răscumpărării noastre, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, născându-se printre noi oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și, supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit locul în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta, și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Episcop Blaziu și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Că împreună suntem fiii acelui aștată, să-i ne adresăm acum în rugăciune, cu rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Să ne rugăm! Întăriți cu sacramentul răscumpărării noastre, te rugăm, Doamne, ca acest izvor de mântuire veșnică să sporească necontenit în noi credința adevărată prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Curăte, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. S-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși farul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la stava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Prea sfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Episcop Blaziu. Vă rog să luați puțin loc. După binecuvântarea finală, putem primi în particular binecuvântarea prin mijlocirea Sfântului Episcop Blaziu. Însă până atunci, vă spuneam duminica trecută, astăzi vom fi în măsură să vă oferim niște concluzii, niște date statistice în urma Sfințirii Caselor de anul acesta. Așadar, mulțumim Domnului și vă mulțumim tuturor pentru primirea pe care ne-ați făcut-o la momentul Sfințirii locuinței și familiei dumneavoastră. Cifrele statistice ne spun că în evidențele noastre parohiale figurează 1458 de adrese cu 2657 de suflete. Avem în componența parohiei 543 de familii catolice și 297 mixte. 89 de persoane sunt necăsătorite, 240 văduve, iar situațiile de divorț sau irregulare sunt în număr de 136. Acestea sunt cifrele statistice ale parohiei noastre și sigur ne le asumăm ca atare. Așa, ca o curiozitate, cea mai apropiată familie locuiește la câțiva pași de biserică, iar cea mai îndepărtată la 44 de kilometri. Dacă cineva vrea să știe cât de greu este să ajungi la biserică, să treacă pe la biroul parohial, le indicăm familia care face eforturi deosebite și nu lipsește nicio duminică de la biserică. Imaginea de ansamblu pe care o avem este aceea a contrastelor. Ca de fiecare dată și ca peste tot, de altfel, am întâlnit familii bucuroase și pregătite pentru momentul vizitei noastre și am întâlnit și familii care au fost luate prin surprindere. Am găsit credincioși care participă fervent la viața comunității,
în special liturghia duminicală, și am întâlnit și credincioși care s-au îndepărtat, din păcate, destul de mult de biserică, deși poate stau foarte aproape. Desigur, aici nu intră în discuție acele persoane în vârstă sau bolnave care se află în imposibilitatea fizică de a ajunge la biserică, deși își doresc foarte mult aceasta. Dar și pentru ele era acea sugestie de a oferi, dacă se poate zilnic, o sfântă rugăciune, un rozariu, pentru cei din comunitatea noastră. Și v-aș ruga, v-aș îndemna să ne rugăm pentru acele persoane, pentru acele suflete din comunitatea noastră care s-au îndepărtat de biserică. Au nevoie de sprijinul nostru și o rugăciune oricând se poate spune pentru aceste familii, aceste suflete. Au fost și câteva situații în care am fost refuzați categoric, dar a fost și contrariul, familii necatolice care ne-au cerut să le binecuvântăm și lor locuința și familia. Și fac lucrul acesta an de an, deși în acea casă nu mai este nimeni catolic. Tuturor celor pe care i-am inoportunat cu vizita noastră, le cerem scuze pentru deranj și ne-am bucurat ca pe viitor să găsim o soluție pentru că astfel de situații neplăcute, atât pentru familie cât și pentru noi preoții, să nu se mai repete. Din cele 1458 de adrese, 154 nu au fost vizitate, deoarece familia este plecată în străinătate sau în ziua programată nu era nimeni acasă. Vă aduceți aminte, la un moment dat spuneam, era deja începută sfințirea caselor, mai era un sfert de plicuri din acelea care trebuiau să ajungă la familii. Sigur, multe dintre ele le-am purtat noi la momentul vizitei, au fost situații în care familiile au fost plecate și evident n-au știut programul, dar, ca să fiu sincer, a fost și o modalitate de a afla frecvența cu care cineva participă sau nu participă la viața bisericii. Evident, dacă timp de o lună de zile cineva nu a ajuns la biserică, e foarte posibil ca luna aceasta să fie două sau trei sau un an sau... E clar, e vorba de acele familii pe care trebuie să le ajutăm, cum spuneam în felul acesta, rugându-ne pentru ele și ajutându-le să se încarce și ele duminică de duminică la energia aceasta de care avem cu toții nevoie. Ne-am bucurat că am avut posibilitatea de a împărtăși câteva momente cu dumneavoastră, în casa dumneavoastră, chiar dacă uneori ne-am fi dorit și v-ați fi dorit și dumneavoastră să putem sta mai mult. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a contribui la activitățile parohiale și vă asigurăm că vom analiza cele sugerate. Vă mulțumim pentru ofertele făcute ca simbrie, sprijin pentru seminar și contribuție la încălzire. Este adevărat, cineva spunea la un moment dat, dar ce este căldură în biserică? E adevărat că nu este atât de cald încât să ne dezbrăcăm de hainele groase iarna, dar cred că nici atât de frică încât să înghețăm. Această instalație de încălzire prin pardoseală este pusă în funcțiune în luna noiembrie și este oprită în luna aprilie. Lună de lună funcționează și creează cât de cât confortul acesta. Dacă nu, vă spun sincer, nu cred că am mai stat cu picioarele jos, am pune toți picioarele pe bancă, pentru că ne-ar îngheța în timpul liturghiei. Sigur, mai sunt și alte detalii care trebuie rezolvate, mai e vreun curent pe aici, pe acolo, cineva mai trage căciula zdravân pe urechi, pentru că se simte, e clar, și lumânările se vede. Sunt curenții creați de radiația căldurii din pardoseală, e firesc să fie așa, fizica n-am inventat-o noi, dar astea sunt condițiile. Dacă ar fi să facem o probă, să vedem cum e fără, nu cred că ar mai rămâne cineva în biserică. Așadar, mulțumim pentru contribuțiile dumneavoastră. Întrucât suntem patru preoți, rând pe rând, timp de 4 ani, fiecare preot va putea să treacă pe la fiecare familie din parohie. Nu ne rămâne decât să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne revedem cu bine peste 4 ani. Și ca anunțuri, vă spunem că a apărut numărul pe luna februarie al revistei Lumina Creștinului, și că săptămâna aceasta am reușit să mai procurăm calendare din acelea ecumenice, editate sub îngrijirea Centrului Misionar Diecezan. Pot fi obținute fie la ieșirea din biserică sau fie la biroul parohial. În mass media s-au spus deja multe despre vizita Papei Francisc la Iași. Unele poate chiar sunt prea devreme spuse.
Ceea ce vă putem spune noi este că pentru înlesnirea bunei organizări în parohiile noastre catolice s-a început înscrierea participanților, doritorilor de a participa la această întâlnire. Precizăm că aceste liste au doar caracter orientativ pentru o cât mai bună organizare a desfășurării evenimentului și nici de cum nu sunt liste care să stabilească cine stă mai aproape sau cine stă mai departe. Evident, cu toții ne-am bucura, inclusiv eu m-aș bucura să am posibilitatea să dau mâna cu Sfântul Părinte. Nu toți vor avea privilegiul acesta sau să fiu măcar la un metru distanță. Nu toți cei care vor fi prezenți ar putea să facă lucrul acesta. Organizatorii vor face în așa fel încât toți cei prezenți să se poată bucura de siguranță, de, știu, posibilitatea de a-L vedea măcar trecând pe Sfântul Părinte sau de a vedea și a auzi tot ceea ce se întâmplă. Așadar, listele sunt deschise, nu sunt limitate, oricine, de orice confesiune, prieteni sau cunoscuți de-ai dumneavoastră, puteți să-i înscrieți. Dacă sunt din alte localități de unde se poate organiza de acolo venirea lor, nu este nevoie să-i înscrieți dumneavoastră, în speranța că poate aici vor prinde un loc ușor mai bun. Nu este acum momentul să facem astfel de previziuni. Ne rugăm cu toții Bunului Dumnezeu pentru buna desfășurare a pregătirilor și a întregului program de vizită a Sfântului Părinte și ne încredem în cei care se vor ocupa de organizarea fiecărui moment și detaliu în parte. Și apoi un ultim anunț care are în vedere acele familii care trec printr-o situație de suferință, soții care eventual trec printr-o perioadă de criză, familii care au nevoie de un plus de energie pentru a funcționa la parametrii normali. Sâmbătă 9 februarie la Traian, la centrul Gaudium et Spes, Părintele Felician Tiba, cel care se ocupă cu pastorația familiei în dieceză, invită la o întâlnire cu familia rănită. Oricine dorește poate obține detalii de pe site-ul Episcopiei și sigur poate lua legătura cu Părintele pentru a participa. Vă doresc o duminică binecuvântată și o săptămână în care să aveți energie suficientă pentru ca duminica viitoare să ne reîncărcăm cu toții aici la izvorul energiei inepuizabile care este Hristos Domnul. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amen.